se pare că zbor, se va lăsa de YouTube la finalul anului. Rămâi pe la finalul videoclipului ca să afli despre ce este vorba și să vezi mesajul celebrului vlogger. Nu uita de like, share și subscribe, deoarece peste 90% nu sunteți abonați, iar fiecare subscribe mă ajută foarte mult. Iar acum să începem cu videoclipul de astăzi. Se pare că zbor și anunța comunitatea că la finalul anului se va lăsa de YouTube. Ca o scurtă introducere pentru cine nu știe, zbor este un vlogger care are un content bazat în special pe mașini, făcându-le cadou ori distrugându-le. Ce? Ești bine? Da! E bine, în urmă cu o zi, celebrul vlogger face o postare cu care și-a întristat majoritatea urmăritorilor. Zic majoritatea, deoarece mulți cred că este decât o farsă. Acesta a postat 15 poze cu o descriere în care ne spune că a venit momentul în care trebuie să ne anunțe că la finalul anului se va lăsa de YouTube. Menționează că a fost una dintre cele mai tari perioade din viața lui, dar între timp s-a schimbat câteva lucruri și la anul urmează altceva. Totodată ne anunță că a lăsat cei mai buni pe final. Deci putem aștepta la niște videoclipuri foarte interesante. Chiar înainte cu o zi de la anunț, Zbâr postează un video care prezintă o Tesla Cybertruck. Asta e Cybertruck-ul. Așa se deschide ușa. Așa stai la șofer, așa stai în dreapta, așa te joci, mă distrez, așa deschizi portbagajul, așa te ține portbagajul, asta e cheia, așa deschizi portbagajul din față. Așa a închis portbagajul din față. Tot înainte cu o zi, postează și o parte dintr-un videoclip în care a cheltuit 1 milion de euro pe Facebook Marketplace. Deci ne putem aștepta la niște videoclipuri foarte interesante și care vor fi chiar din impact. Aici de deja când clipul de astăzi cheltuim 1 milion de euro pe Facebook Marketplace, am mărit de 10 ori bugetul față de anul trecut și în momentul de față ne aflăm probabil în viitorul meu penthouse. Rămâi până la final să vezi pe ce am cheltuit banii, pentru că am cumpărat de la mașini la ceasul, la cele mai dubioase chestii, pentru că până la urmă avem 1 milion de euro buget. Iar clipul ăsta îl postez mâine. Bă, ce părere aveți? Să fie oare o strategie de marketing? Exact, o farsă? Sau să fie totul real? Lasă părerea ta mai jos în comentarii. Pe final, nu uita de like, share și subscribe, deoarece peste 90% nu sunteți abonați. Iar fiecare subscribe mă ajută foarte mult. Până data viitoare, am fost Robert. V-am pat.